Micuții au venit însoțiți de părinții lor să participe la piesa Scufița Roșie. Pentru a-i chema pe actori pe scenă, copiii au aplaudat cu toată puterea lor. Apoi, relaxarea a început. Cei mici s-au așezat pe scaune și cu ochii mari au urmărit fiecare mișcare scenică. Hai, nu mai tăia frunză la cânci! Pune și tu mâna pe o carte și citește! Învățătura este lucrul cel mai de preț al omului! Ai carte? Ai parte? Hei, fata mami! Învață la tinerețe ca să știi la bătrânețe! Dar cu ce faci? Cei mici au râs și au cântat împreună cu actorii. De la el vine năpasta, și jucăm la matineu. Spectacolul a durat mai bine de o oră, după care actorii au fost răsplătiți cu ropote de aplauze.